Vă salut, mafioților! Frații Corduneanu sunt unii dintre cei mai periculoși interlopi din Iași și poliția este mereu vigilentă în ceea ce îi privește. Magistrații ieșeni au decis luni, 5 aprilie, ca Bogdan Corduneanu, 37 de ani, să fie pus în libertate, în urma unei condamnări cu suspendarea executării pedepsei. Magistrații judecătoriei Iași l-au condamnat pe Bogdan Corduneanu, dar cu suspendarea executării pedepsei. Astfel, instanța i-a aplicat o pedeapsă de un an și 8 luni de închisoare, pentru șantaj. La ieșirea pe poarta penitenciarului de maximă siguranță Iași, acesta a fost întâmpinat cu rale de rudele și prietenii săi. La ieșirea din penitenciar, Bogdan Corduneanu, unul dintre membrii marcanți ai clanului interlop din Iași, a fost așteptat de peste 30 de persoane, frații și mama sa, prieteni și apropiați. În momentul în care interlopul a ieșit pe poarta închisorii, toți au izbucnit în urale, să trăiască regele. Motivul pentru care acesta a făcut pușcărie este că a încercat să șantajeze o fată, care făcea videochat. Bogdan Corduneanu a fost arestat preventiv pe 23 decembrie, după ce a încercat să șantajeze o tânără care a făcea videochat, cerându-i să îi dea bani în monedă virtuală. Interlopul Corduneanu și un complice au fost trimiși în judecată pe 15 ianuarie de procurorii din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Iași. Bogdan Corduneanu a fost ridicat de mascați după ce ar fi intervenit într-un conflict iscat între două tinere, care făceau videochat cu acordul iubiților lor. După o perioadă, una dintre fete a renunțat, iar prietenul celei care a rămas fără parteneră a vrut să se răzbune și i-ar fi cerut acesteia să-i plătească câteva mii de euro în monedă virtuală, drept daună punct, pentru a primi acești bani. Tânărul a apelat la Bogdan Corduneanu, ale cărui metode erau mai convingătoare. Bogdan Corduneanu a mai avut și în trecut altercații, cum ar fi cea de la localul Tic Village. La un moment dat, Corduneanu a scos un briceag de față cu 10 de persoane și l-a amenințat pe reprezentantul Tic Village că îl va înjunghia de 20 de ori. Bogdan Corduneanu a fost calmat în cele din urmă de fratele său și a plecat acasă, fiind chemat ulterior la poliție.